Haideți să vă răspundem și să vorbim despre ce ne-am propus din punct de vedere competițional să facem anul ăsta. Exact. Am anunțat primul episod într-o serie ce va fi de un interes public nemai văzut până acum, un fel de documentar. Cred că e un documentar în toată puterea cuvântului. Urmează să anunțăm pe traseu care, cum, unde și la ce concurs va participa, mai ales când sunt aceste concursuri. Mare parte din ele sunt toamnă, nu? Exact. Septembrie-octombrie. Exact. Și hai să începem. Spune tu, primul Andy, tu la ce concursuri te-ai gândit anul ăsta, dacă te-ai gândit? Eu am schițat într-un fel anume, adică vreau să continui să particip la naționale, pentru că pentru mine e un chestie palmares și mă face mândru să concurez și să câștig naționale. Ceea ce e mai important pentru mine asta e să fac o prezență foarte bună la Miami Pro, adică primele două locuri, nu știu. O să fie cam cea mai mare competiție care s-a anunțat în România vreodată, știi? Da. Și chestia asta mă motivează să încep pregătirea cu 6 luni înainte decât cu 3 luni, ca de obicei. Tocmai de aceea, chiar de, nu știu, săptămâna asta, e miercuri, e joi azi. Joi, da. Luni am început pregătirea, la modul cu plan alimentar, totul foarte bine măsurat. Și să vedem în 6 luni ce scoatem din acest corp. Astăzi, pentru cei ce se vor uita de-a lungul timpului, suntem în 21 sau 22? Suntem în 22. 22 martie 2019. Știu că vă veți uita în 2200 sau ceva. Vor fi holograme și alte chestii, dar aduceți-vă aminte de înaintea și voștri. Bun. Spune-ne cam în ce perioadă e Miami Pro? Miami Pro în octombrie, 20 octombrie. 20 octombrie. Da. Deci ai martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Exact. O grămadă de luni. O grămadă de luni. O grămadă de timp să ating cea mai bună forma mea. Ever. Iar naționale sunt cam pe o lună înainte, nu? Da, 28 septembrie, ceva de genul? La, nu, la începutul septembrie. La începutul septembrie? Da, 3, 4, ceva genul. Wow, deci ai avea vreo 6-7 săptămâni între ele? Ceea ce pe mine mă bucură. Pentru că știu că după, de exemplu, la mine, după concursuri, am o perioadă de o lună care par foarte masiv, dar în același timp sunt foarte definit, știi? Da, rebound-ul de după. Exact, rebound-ul. Și acel rebound pe mine mă motivează, adică mă face să arăt wow și trag într-un mare fel atunci când sunt. Iarăși facem o mică paranteză și ăsta va fi un subiect de sine stătător, un episod nou, ceva ce mă fascinează inclusiv pe mine, o chestie la care încă n-am găsit răspuns. Vreau să vă zic că și eu anul trecut am făcut, acum 2 ani, am avut 12 săptămâni sau 14 între două concursuri. Am concurat la primul cu 80 de kg, am avut o oarecare formă, să zicem nota 7. Iar peste 12-14 săptămâni cât au fost între concursuri, am venit într-o formă, să zicem nota 9. Și cu 2 kg jumate în plus. Am venit și mai mare și mai definit. Și cum a fost? S-a părut mai ușor? Ca și mi s-a părut de vedere al, nu știu... Știu că mi s-a părut neapărat mai ușor, dar vreau să zic că asta e o anecdotă pe care poate să vă confirme mai multă lume din industria fitness-ului, oameni care concurează, dar nu avem o explicație foarte bună pentru chestia asta, de ce se întâmplă așa ceva, de ce după un concurs, dacă continui cu dieta și călărești va lua de rebound, la un moment dat, la un concurs ce va urma, vei avea o formă și mai bună, vei fi mai plin, mai rotund, mai definit și totuși mai greu pe cântar. E greu de crezut că poți să pui 2,5 kg în 2 luni, adică e chiar, indiferent ce ai face. E greu de crezut, indiferent ce ai face. Și aici ghilimele de rigoare și înțelegeți voi la ce mă refer. Totuși se întâmplă ceva ciudat și știți că eu sunt foarte curios și aș vrea să merg pe firul ăsta epic și să-l despic în 15 și să înțeleg de ce se întâmplă chestia asta. Bun. Acum, scuze-mă, o paranteză a ce ai spus tu. Ironia sorții e că după concurs toată lumea zice, mama, acum îi dau cheat, îi dau bulk, îi dau chestia da. De genul ăsta. Ei, tocmai asta e ironia. Dacă dai clean bulking, a ajuns să ai niște performanțe din punct de vedere fizic, adică să arăți într-un mare fel și cam pe acolo ca și grad de definire. Cam pe la concurs, știi? E foarte mult. Doar că masă e mult mai impunător, mult mai mare, știi? Da. E foarte mult de zis pe subiectul ăsta, da, mai ales că poți să faci lean bulk după. Poți să faci reverse dieting după sau poți, cum am făcut eu, să rămâi în deficit după concurs, pentru că mai ai concursuri după. Și eu am reușit să pun masă musculară, exact. Adică n-ai cum să zici, bă, n-ai pus masă musculară, din moment ce am venit pe scenă mai greu, mai definit și mult mai rotund, mai plin. Adică n-ai cum să zici, ce am făcut, m-am gândit cu ghiozdană în spate, era glicogen, era formă, era mai bună, n-ai cum să negi așa ceva, asta e fact. Bun, deci cum ai reușit să pui mușchi în deficit caloric? Întrebare pentru filozofi. Cum?
când toată lumea crede că vei putea să te definești doar în deficit și vei putea să pune mușchi doar în surplus. Asta citeam eu când eram mic în reviste. N-ai cum să te definești și să pui masă în același timp. Mulți întrebau, dar există vreo cale să mă definesc și să pun masă în același timp? Și mulți ziceau că n-ai cum. Răspunsul meu ar fi altul în momentul de față. E o chestie care necesită discuție. Da. După cum vedeți, nu sunt foarte vehement într-o direcție sau în alta. Vă spun doar observațiile. N-ai cum să negi. Deci e fact, se poate. Acum trebuie să înțelegem și cum se face chestia asta. Și de asta, ăsta e un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem și cu restul echipei. Exact. Cu Emil, care și el are concursul activ. A concurat tot anul, nu știu, din primăvară până în toamnă. Iar și Adi, care are o vechime. Și Alex probabil a concurat acum și va concura în toamnă. Așa că stați aproape de noi, pentru că vom încerca să despicăm firul în patru pe toate chestiile astea. Apropo, mai sunt și alte concursuri la care vreți să participi? Ai avea septembrie, octombrie, nu, Pro Nutrition, Tiger, ceva? Pro Nutrition e bonus. Dacă mă simt în formă și simt că pot să fac față, nu știu, competiției, la modul că, nu știu, după două concursuri deja nu poate, nu mai am chef să mai țin dietă și lucruri de genul ăsta, nu mă duc. Dar dacă mă simt în formă, cu siguranță să fiu acolo. Că mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Cam singurele concursuri din România autohtone care simt cu adevărat că competiții, știi? Adică, bă, chiar vin oameni, e atmosferă, exact. E public, ceea ce e rar în România la sportul ăsta. Și dacă va participa acolo, vom documenta tot. Exact. S-ar putea să particip și eu sau Adi sau Alex sau cine știe cât vom participa, dacă vom participa, dar de mers probabil vom merge și îl vom documenta. Scuze-mă, și pe care asta vreau să nu știu colaborarea mea cu cei de la Jim Beam. E la modul, nu știu, visul meu să fiu sponsorizat și să mă antrenez să fac ceea ce îmi place. Pot spune că mi s-a întâmplat chiar un vis făcând parteneriatul acesta cu Jim Beam. Și mă face să fiu și mai motivat, adică la modul am de toate, n-am decât să performez în exact. Ceea ce fac. Și mă bucur cu ocazia asta că suntem și colegi. Exact, după ce și echipă mai mult, satisfacție și mai mare. Așa s-a întâmplat. Exact, energia. Ne antrenăm împreună, avem o grămadă de idei comune, vrem să facem chestii comune. Și acum și parteneriatul cu Jim Beam ne ajută mai bine de atât, deci că se poate. Și-a uitat pe urca, te-o dau eu și invers, tot așa. Bun, în ceea ce mă privește, nu pot să zic că am decis, vreau să concurez anul ăsta acolo și să fac chestia asta. Sincer, pe ne motivează altceva. Eu mi-am redescoperit o pasiune veche pentru culturism, pasiunea de la început de drum, valorile vechi, probabil o să fie, nu-mi place să zic chestia asta, a devenit șablon în exprimarea mea, va fi un episod de sine stătător, dar va trebui să fie un episod de sine stătător ca să vă explic ce mă motivează. Foarte, foarte pe scurt, singura chestie pe care n-am bifat-o încă în culturism este, vreau o formă monstruoasă. Vreau să fiu foarte, foarte uscat, la modul... Legendary, exact. 3%, 4% țesut adipos. Vreau separarea aia, femural, fesier. M-am apropiat în niște forme mai vechi ale mele, m-am apropiat, știu că se poate mai mult. Am avut alte abordări, viața m-a dus în alte direcții și nu m-am mai apropiat de forma aia. Acum ce vreau să fac este să mă duc peste cea mai bună formă posibilă și aici mă refer doar la definire. Fiind vegan. Și țin cont de aspectul acesta. Și țineți cont de o chestie când vă zic faptul că sunt vegan. Pentru mulți dintre voi acum vă uitați probabil, nu știu, 95%, 90% și vă spune, da, de un handicap. N-ai proteine, n-ai nu știu ce, probabil ți-e foarte greu, bă, bravo ție că poți, cine știe, diverse reacții. Ceea ce vreau să vă spun în momentul de față, fără să exagerez, este că am impresia cumva că te șez. E un plus. Am impresia că te șez și că nu-i corect față de ceilalți oameni. Pentru că reușesc să pierd grăsime, mâncând suficient de mult, mâncând ceea ce îmi place și n-ar trebui să fie așa. Eu n-am avut metabolismul lui Andy, eu mereu m-am chinuit să mă definesc, a fost o corvoadă, a fost mereu super, super greu, ore de cardio, arzători și toate cele. De data asta, nu mai fac nimic din toate chestiile astea, nici nu simt că țin dietă și reușesc să mă definesc. Și de asta zic că nu e corect cumva față de adversari, pentru că îmi creez un avantaj anormal, să zic. E fair play, e în limita regulamentelor, dar mi-e prea ușor, sincer. Îți pare rău de oamenii care nu au descoperit încă veganism? Da, exact. Eu sunt pe cale, adică încerc să reduc, nu știu, carnea în principiu, că nu pot să spun că sunt la modul ăsta și cu ouăle sau cu lactate. La carne, într-adevăr, ce să scot? Există un singur lucru pe care l-am observat când am scos carnea, că mă simt mai ușor. Digestia. Adică asta e digestia, exact. Din punctul de vedere, chiar îmi place să am 2-3 zile pe săptămână în care să nu folosesc deloc carne, să nu mănânc deloc carne. Unul dintre episoadele următoare, exact, va fi un episod de sine stătător. O să vă vorbesc și ce m-a motivat. S-a făcut aproape un an. Suntem în 22 și eu pe 13, luna viitoare, fac un an. V-am vorbit foarte puțin despre chestia asta. Am încercat să nu fac canalul meu de YouTube sau posturile de pe Instagram sau de pe Facebook să
nu știu, să devină doar despre chestia asta, deși există foarte mult interes. Știu că pe unii nu interesează, n-am vrut să fie doar despre veganism, dar cred că trebuie să fac niște lămuriri, trebuie să vă zic de ce, cum și exact cum fac chestia asta. Mi-am accelerat foarte mult metabolismul, am avut mereu probleme cu definirea, de asta aș vrea totuși să duc și pe scenă forma asta. Și când zic valorile vechi, mă refer, am redescoperit ceea ce însemna pentru mine culturismul exact cum am apucat, cum le percepeam. Am redeschis ochii aia mari de începător, am percepția de copil, exact entuziasmul, dimineața de Crăciun când erai copil și te uiteai sub brață, vezi ce ai primit, exact așa e pentru mine acum. Asta mi-a dorit întotdeauna, dimineața de Crăciun, vreau să mă trezesc, să mă uit în oglindă, să văd ceva nou. M-am mai definit, am mai dat jos kilograme, mi-au apărut intercostalii, se fac mai clar. Aici ai motivat. Adică nu există altceva decât aia. Asta mă motivează, exact, nu mă interesează câte chile, mi-am demonstrat în trecut. Am venit cu chile destul de multe, adică la 1.66 am concurat cu 82 jumate, asta înseamnă 16 kg jumate peste înălțimea minus 1 metru. E destul de mult și asta fără să fac ani de zile, să mă forjez foarte tare și citesc pe rândul ce înseamnă chestia asta, adică zic că am dus-o destul de departe și se putea și mai departe. Doar că acum facem o chestie back to basics, nu mă mai interesează kilogramele, nu mă mai interesează categoria, știu că oricum și 70, probabil 70 o să am pe scenă sau 72, între 70 și 75. Nu mă interesează câte chile am. Ideea e că vreau să fiu atât de uscat, încât oricum o să se vadă bine. Exact. Pot să vi dau exemplu pe, l-ați văzut în episodul trecut, de la Zonale, pe Răzvan Șindelaru. Băiatul care a câștigat, la ce concurat? La clasă, nu? Păi este colegul meu de la Farul Constanța. Și al meu, deci apropo, suntem colegi și la Farul Constanța, nu știu dacă știți. Și omul, deci, oricum băiatul are un metabolism. Se pregătește cu struguri, adică e strugul. Noi în trenul care merge spre Arad să concurăm, noi mâncăm orez expandat sau chestii de genul și el mănâncă struguri, frate. Deci omul nu are nicio treabă și are la modul, nu știu, are foaie de ceapă pielea, n-ai cum să casă. Struguri, telemea, pepene, adică să ne înțelegem, vorbim de 2008, acum 11 ani. Eu am câștigat naționale, mă duc și cu niște prieteni de-ai mei care începeau să concureze pe la clasic, pe la fitness, unde concura și el. Și câștigă Răzvan, câștigă fitness masculin care era o bătaie gravă în perioada aia, cu programe, cu ceva grav, oricum. Până să apară Mens Fizic era chestia asta. Câștigă Răzvan și vine domn profesor Mihailescu, de la noi, de la Faro, un antrenor, și zice, Răzvane, cum te-ai pregătit? Era Răzvan cel mai definit din tot concursul. Răzvan care, să ne înțelegem, e lifetime natural. Da, da. Adică, nu că natural. Dacă te aude că te-ai dopat, la aude pe ăla, nu mai... el nu folosește suplimente, ca să ne înțelegem. Ca să ne înțelegem, exact. El nu folosește suplimente, dacă te aude că te dopezi, nu mai vorbește cu tine. Așa, bun. Nu e chiar așa, e open-minded, doar că, înțelegeți, ca idee. Da, exact. E super open-minded și super băiat, dar nici nu concepe ideea de așa ceva. Așa este. Și câștigă, vine Mihailescu și ne întreabă, băi, cum? Adică ai avut o formă monstruoasă, erai super, super uscat. Și domn profesor telemea, jumătate de pepene pe zi, cam vreo 4 kg așa, cât un kg de struguri și ce mai serp acolo și... Nu, dar omul e dovada vie, frate, că eu nu credeam, sincer zic. Și eu am fost acuzat de multe ori, bă, mă, ești pe doape, n-ai cum și alea. Și la fel zic, bine, mă, voi n-ați făcut și nu știți. Dar eu nu aș fi crezut vreodată că băiatul acela este așa de definit, în mod natural, fără să folosească nici măcar arzătoare, adică nu folosește carnitin, nu folosește nimică. Așa este de bun pe geneticul ăsta. Și să vă mai spun o chestie. Bine, nu cred că l-a crezut domn profesor, acum asta fiind intră. Nici eu nu cred, dacă nu credeam cu ochii. Băi, era greu să crezi, adică a bătut la concursul la oameni care se dopau. Da, da. Adică, nu știu, în fine. Ideea e fermător. A ajuns să vorbim despre el, nu știu de ce se face fișa postului. Doar că știu că vă motivează și mulți dintre voi ar trebui să știe ce înseamnă muncă și genetică. În primul rând are vreo 20 de ani de fiare. Noi ne știm din 2001 și el trăgea deja de un an, doi. Și din 2001. Omul cât de doctor e pe partea de macronutrienți și micronutrienți, adică își face sucuri, își face foarte detoxifiere, adică nu, la modul... Să nu credeți că dacă zic că s-a pregătit cu struguri, înseamnă că el nu știe cum să facă pregătire, și bagă struguri ca așa auzit el sau a citit pe net. Nu, omul e așa de bun în ceea ce face, încă știe și e sigur pe el că struguri nu îi va afecta nici măcar forma, știi? Se cunoaște foarte bine pe el, încât să-ți dea seama că el, dacă nu mâncă struguri, nu e pompat. Că el e foarte ușor să treacă în extrema cealaltă, adică să piardă de masă sau să fie oarecum flat, nu prea pompat. Și el folosește strugurii tocmai ca cum folosim noi cheat meal-ul ăla, de înainte de a urca pe scenă, să fim pompați. Deci, te înțelegi, mi-a făcut asta mereu.
trendurile au trecut, au venit, a trecut keto, eu am încercat toate dietele, exact, fastingurile, cu nu, el a rămas pe treaba lui și a făcut atât de bine, încât a rupt fitness masculin, zici fitness masculin, zici și în delarul are sacoșa de medalii acasă, toate cupele, rezultate pe afară, balcanice, a rupt peste tot unde s-a dus, a rupt, s-a băgat și la fizic. La fel, la concursuri. Și vezi că a făcut 2, 1, lua. La concursuri unde toată lumea băga, el nu băga. Și se ducea și ieșea în primii, adică a luat oameni buni. 2 la Tiger, dar mare, mare concurență cu Flavius. Flavius, Cursache. El a luat în locul 1 Flavius și în Delaru locul 2, dar foarte, foarte aproape a fost. Că asta nu e o critică la oamenii care bagă. Da. Și eu am băgat, nu o să vă ascund chestia asta niciodată. Nu am trecut în partea aia altă și acum, dopați sau nu știu ce. Nu, nu, nu. Deci nu o înțelegeți așa. Știu doar că există două feluri de a face chestia asta. Există natural și lifestyle natural, unde nu concepi și nu vrei să bagi. Există cei care vor să-și atingă cea mai bună performanță posibilă. Exact. Și asta înseamnă că trebuie să bagi, vrei să concurezi la un nivel la care chestia asta devine cumva obligatorie. Deci sunt două tabere care nu ar trebui... Exact. Sunt două tabere care nu sunt în conflict. Exact. Nu sunt în conflict. Unii fac o chestie într-un fel, alții alte chestii în alt fel. Exact. Da. Doar că știu că mare parte din cei care mă urmăresc au o fascinație despre ce se poate în mod natural. Exact. Și vreau să vă împărtășesc din experiența mea și din câte am văzut, câte am trăit, câte am făcut și eu și câte am auzit. Să mergem mai departe cu Răzvan. Să continuăm moda. Exact. Încă o chestie pe care o face Răzvan. În primul și în primul rând, cred că concurează cu vreo 67-68 de kg la 1,74. Adică aveți în vedere că e destul de mult sub înălțime greutate, ceea ce nu contează pe scenă. Exact. Pentru că, deja când vezi îmbrăcat, nu te impresionează cu nimic. Exact. E tras la față, e definit Totanul. Apropo, forma lui, Totanul, este forma cu care îi câștigă pe scenă. Asta vreau să zic. El se pregătește, în ghilimele, vreo 2 săptămâni înainte de concurs. Și când zici se pregătește, sunt ghilimele alea. Da, 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 da. Așa. Exact, exact. Se pregătește, adică doar uite că intră mai să tu, bă, am concurs. Da, am concurs, sâmbătă aia nu fac nimic, mă duc că trebuie să concurez, nu mă duc. Așa, asta înseamnă să fii valoare în domeniu. Și pe scenă, chestia asta ce ține de greutate, de măsurători, nu mai contează, pentru că atât timp cât ești foarte uscat, foarte separat, dai iluzia de mărime. Exact. Și a bătut oameni care au băgat mulți bani în pregătire. Și a bătut pe bune. Iar și a devenit video, da, nu știu, în fine, cum am ajuns aici. Răzvan, sper să te uiți, o să te taguiesc, că despre tine e odă. Așa, știu că la un moment dat nu a antrenat quadricepsul pentru că vrea să vină cu femoralul din urmă. Nu a antrenat bicepsul pentru că l-avea foarte cu vârf, dar tricepsul nu era unde trebuie. Nu făcea lățimea spate, făcea doar grosime. Deci adică practic jumătate de corp. Exact. Da. Exact. Deci încă ceva. Practic nu făcea jumătate de corp. Și totul se ducea și câștiga. Pinta doar unde trebuia, unde mai avea nevoie de anumite ajustări. Adică vreau să știți că există și chestia asta. Și acum, dacă vă uitați și ziceți, nu făcea bine sau ar fi trebuit să facă nu știu cum, cred că nu poate nimeni să dea sfaturi atât timp cât el are rezultate, sincer. E cel mai relevant lucru. Ce înseamnă că nu făcea bine? Ce înseamnă că e incorrect? Incorrect? Cine dă... Perspectiva cui? Cine dă... Exact. Cine vine cu chestiile astea? Henry Rambo? Cine? Adică nu știu. Nici măcar el n-are cum să vină. Nimeni el se cunoaște cel mai bine, exact. Și el e singurul care poate să decidă ce e mai bine pentru el. Și mai ales când ai rezultate. Exact. Mai ales când ai... Cum poate să zică cineva că asta văd tot felul de argumente. Nu faci corect, nu e bine așa, nu e bine așa. Ok, ca să poți să zici chestia asta, înseamnă că toată abordarea el s-a tot deoparte. Ai făcut alta paralelă și la final ai comparat rezultatele. Și rezultatele astea au fost mai bune decât astea. Deci abia atunci când ai pus două metode cap la cap și le-ai dat aceleași șanse, atunci și la final poți să compari rezultatele. Dar când tu nu ai eșantionul ăsta și l-ai doar pe ăsta și stai și arăți cu degetul și zici că aici nu-i bine, exact, avem o problemă mare de tot, sincer. Adică hai să vorbim de ceva concret. Și deși vă dau dreptate, cei care corectează forme, domne că ai trișat și ai făcut și nu-i corect așa și forma completă și aici iarăși o să vă dezmembrez miturile astea, înseamnă că ai avut iarăși vreo 2-3 ani de zile care te-ai antrenat cu repetările cele mai stricte și cu tempoul ăla pe care vrei tu să-l faci și la final ai pus rezultatele astea la comparație și partea asta ți-a părut mai eficientă decât asta. Cât timp nu ai făcut studiul ăsta, n-ai cum să ai părerea asta, sincer. Asta încerc să zic. Când vorbim de chestii corecte, de abordări corecte, de strategii, asta e corect, asta e incorrect, înseamnă că chiar le-ai studiat, le-ai încercat și le-ai dat o șansă. Da, ca să-ți dai cu părerea despre subiect, cel mai încerc să-l... Trebuie să ai o părere informată, exact. Trebuie să ai puțină experiență și să fii testat pe tine sau pe alții, trebuie să ai un eșantion. De asta nu pun foarte multă bază pe unele studii. Într-adevăr, mă folosesc de ele,
ele, din punctul meu de vedere, emite o ipoteză pe care eu mai târziu o să o testez în sală. Asta, despre asta e vorba. Și eu o să-mi dau o părere la final dacă am învățat ceva, dacă chiar are aplicabilitate, dacă se pupă cumva cu realitatea. Nu sunt o literă de lege, ce exact ce citim, bă, exact așa e. Nu, hai să încercăm și pe aia, și pe aia, și pe aia și vedem în testare care ți-a mers ție cea mai bine. Că, uite, de exemplu, metoda lui Răzvan n-are cum să meargă bine, bine niciodată. Nici știu. Nu știu cine sunt, știu cum sunt, exact. Dar doar în Răzvan îi poate să-i meargă și poate genul ăla de tipul lui, de genetic. În rest, cam asta ar fi. Și o să rămână să vorbim într-un episod următor despre science versus bro science. Chiar vreau să discutăm ambele părți ale lucrurilor. Nu vă mai spun nimic în episodul de astăzi, dar o să fie de foarte mare interes subiectul ăsta. Ne vedem la un episod următor. Andy, Marius, aceste coapse și acest biceps vă salută. Ne vedem la un episod următor. Ciao.